ați venit la un nou car vlog. În acest car vlog veți vedea cum am stricat mașina, pentru că am stricat-o și ce să vedeți, într-o mare parte, să zicem așa, 50% s-a reparat singură. Până să începem acest episod, nu uitați acolo să dați like-uri, să facem peste 200 de like-uri și să vă abonați, în caz că nu sunteți abonați, pentru că, după cum bine știți, doar cu ajutorul vostru ne putem aduna peste 10.000 de oameni până... Ia uite-l pe frățiorul nostru. Jody! Ian. Bun, după cum bine știți, în vlogul anterior am, de fapt o să vă pun aici câteva cadre, am încercat efectiv să pun aici încă o cameră să filmeze și după cum bine știți, trebuie să pui o ventuză aici, trebuie să îți lipești o ventuză pe geam. Am lipit ventuza, am făcut eu pe acolo teste să văd dacă se vede bine din acel unghi. Totul bine și frumos, după cum bine știți, atunci, în seara aceea, nu am dormit deloc, deci eram foarte, foarte obosit și, da, cred că, de fapt, de aici am, din cauza aceasta am stricat eu mașina. În fine, am ajuns, l-am lăsat pe Mario acasă, după cum bine știți, a fost și el cu noi, nu știu cât era ceasul, sincer, era oricum foarte dimineață, l-am luat cu noi, am filmat, după care l-am dus acasă. Acolo, când am ajuns acasă la el, efectiv, fiind foarte obosit, nu m-am mai gândit că dacă o să dau geamul acesta jos, geamul din stânga jos, o să se întâmple ceva rău. Așa că nu știu care a fost treaba, am vrut să dau geamul jos, să salut pe cineva sau ceva în genul acesta. Ulterior vă dați seama, când am dat să dau geamul jos, ventuza aceea, ca să știți, era foarte jos lipită, adică efectiv cum am dat geamul jos, nu știu, 2 cm, a început să facă geamul, nu vă exagerez, nu știu, m-am speriat enorm de mult, gândiți-vă că eu mai aveam puțin și dormeam pe mine și m-am speriat enorm, enorm de mult, făcea geamul așa efectiv, deci ieșise de pe șina aceasta și geamul făcea așa, bam, 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 s-auzea, mamă, nu vreți să știți cum s-auzea, deci s-auzea urât de tot, zici că dădea cineva cu pistolul, ceva de genul, pentru că pacaraua de jos, care îți împinge geamul și așa, se rupea. Efectiv, chestia e că nu mi-a trecut prin cap să opresc mașina, pentru că dacă opream mașina, atunci se oprea. Eu tot încercam să dau de aici din buton, dar nu mă asculta mașina, efectiv, până când s-a rupt de tot și a rămas cu geamul în mână, după cum ați văzut și în aceste secvențe. Da, și ulterior mi s-a prins și martorul motor, ca să fie efectiv treaba până la capăt, mi s-a prins martorul motor și am zis, bă, stai așa că nu e ziua asta, are ceva, sigur. Să mă duc acasă, m-am culcat direct, n-am mai făcut absolut nimic, pentru că deja începea să fie din ce în ce mai rău. Până la urmă am mers departe, să zic, vreo 50 de kilometri, am luat-o pe centură, acolo nu puteam să merg cu 20 la oră. N-aveți idee cum se simte să mergi cu geamul la 80-90 la oră pe centură, cu geamul, bineînțeles, jos de tot, pentru că nu mai mergea să se ridice. Deci nu știu cum am ajuns până acolo. Greșeala mea a fost că nu mi-a trecut prin cap să-mi iau o căciulă, pentru că dacă îmi luam o căciulă, eram, efectiv, n-aveam nicio problemă, pentru că tot vântul acela îmi venea în ureche și a fost ceva rău de tot. Bine că nu m-a luat răceala, sincer, măcar avem o parte bună. În fine, am cumpărat altă macara, după care problema ulterioară a fost cu schimbarea acelei macarale, pentru că a trebuit să dau jos toată fața de ușă. Bine, am avut și câteva ajutoare, că altfel, sincer, n-aveam. Dacă știți câte cabluri ascunde această față de ușă, nu vreți să știți. Efectiv, a trebuit să fac aici tot felul de chestii cu bormașina. Era o parte din fața de ușă sudată de fabrică, nu știu, a fost ceva îngrozitor, efectiv. Deci eu am dat jos toată fața aceasta de ușă, după cum bine puteți vedea, și am dat jos și partea din caroserie, ca și cum ceva pe rău de tot, cu toate firele alea nu se potrivea, nu știu ce fir, a trebuit să dau jos toată instalația. Eu n-am mai făcut așa ceva niciodată, deci ceva rău de tot. În fine, revenim la acel martor motor. Efectiv, am mers cu mașina, eu am mai avut probleme în trecut cu acest martor motor, dar am făcut-o. Acum, ulterior, iarăși
am avut o problemă, dar o să vă zic acum, pentru că a fost ca și cum o alarmă falsă, dacă pot să zic, n-a fost atât de grav. Care era treaba? Mașina începea să dea rateuri, nu știu dacă am filmat eu pe aici, dacă găsesc ceva videoclip o să vi-l atașez aici. Mașina dădea rateuri și, bineînțeles, toată treaba, bine, pe mine m-a luat în prima fază panica, pentru că am fost la serviciu și au zis băieții ăia să schimb motorul. Nu știu dacă știți, nu știu dacă v-am mai spus, eu am mai schimbat o dată motorul, deci acesta este al doilea motor de pe această mașină. Și da, când am auzit că trebuie să schimb motorul sau să-l refac, am zis mamă, mamă, mamă. În fine, toată treaba era mult mai simplă, efectiv o bujie nu a fost strânsă cum trebuie, pentru că am făcut schimbul de bujii și acel mecanic nu mi-a strâns bine o bujie. Ulterior de-aia, și să știți că consuma și mult, mirosea noxe, deci foarte puternic, mai ales pe la motor pe acolo, dădea noxe îngrozitor, dădea, deci un miros îngrozitor, și mașina dădea rateuri, avea martorul motor, ceva nasol în orice caz, dar uite că într-un final s-a terminat chiar foarte bine, neașteptat de bine, sincer. Nu se putea mai bine, dar mai bine era dacă acel mecanic știa să pună acele bujii din prima. Și nu înțeleg, pentru că în ziua de astăzi chiar nu mai avem mecanici. Adică totuși o mașină ca aceasta, o mașină foarte simplă, fără turbo, fără absolut nimic, să nu știi tu, normal ar trebui să te duci la service și să zică la ce problemă ai. Da, las-o aici că ți-o fac direct. Nu să stea să se uite la ea, să o facă greșit, să schimbe alte piese. Da, deci în ziua de azi, din păcate, nu mai avem mecanici. Ok, o să facem aici o depășire. De fapt, nu mai facem, că o să vină o mașină din față. O să stăm cu minți. Mamă, dar vin mașini din față, nu glumă. Da. Vin mașinile din față, ia să vedem. Avem timp acum? Da, avem timp. Ne lasă și domnul, ne-a făcut semn. Ia să-i dăm aici. Bun, i-am dat așa un pic, 10% din pedală, să zicem așa. Ok, acum o să fim puțin atenți aici. Trebuie să ne băgăm pe cedează. Ia să vedem noi. Vine mașina, vine, dar ne băgăm noi mai rapid. Este bine într-un fel că s-au terminat toate cu bine. Cea mai grea parte a fost partea cu geamul, deci n-aveți idee câtă muncă este în spate. Atunci, dacă nu mă înșel, când am făcut eu chestia asta cu geamul, a fost chiar de ziua copilului și nici n-aveai când să te duci la servisuri, efectiv, și eu nu aveam cum să stau cu mașina fără geam. Deci cam asta a fost o altă treabă. A fost fix, s-a întâmplat ceva nasol fix când nu trebuia, cam asta pot să spun, dar într-un fel e bine că s-a terminat cu bine, după cum am mai spus-o până acum. Băi, deci avem un consum ca idee de 11,8%. Nu știu dacă vedeți voi, efectiv acum nu știu cum filmează, pentru că nu mai merge al doilea pe ecran aici, după cum bine vedeți. Deci nu știu dacă filmăm bine, dacă nu filmăm. Un consum de 11,8% mi se pare ceva rău de tot, sincer. Din păcate, nu înțeleg de unde vine acest consum, pentru că uitați-vă puțin cum este traseul. Și eu de obicei, ca să știți așa, nu merg tare sau ceva, adică merg în limita legală, cu 60, cum merg și acum. De altfel, și avem un consum destul de mare. Nu am soft pe mașină, nu am absolut nimic. Nu înțeleg de unde ar putea fi problema. Poate a mai rămas o problemă de acolo cu bujia aia, poate a mai stricat ceva. Doamne ferește, sincer, Doamne ferește. Bine, acum scade consumul, avem 11,5, deci putem spune că este de bine. Din moment ce scade și nu crește, este de bine. Oricum, Am început acest vlog de la consum de 14 sau ceva. Sincer, nu știu dacă puteți vedea voi acolo, pentru că s-ar putea să se vadă mai prost, din cauza că acum filmează cu un unghi ultra-wide, ceva de genul, și de asta nu se vede la fel de clar pe cum ar trebui să se vadă. Da, deci cam asta a fost. Ia să vedem aici ce se întâmplă. Ia. Atenție aici că ies băieții. Cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să loviți butonul ăla de like și să vă abonați, pentru că, după cum bine știți, doar cu ajutorul vostru putem ajunge la minunata sumă de 10.000 de abonați. Și dacă aveți idei noi de car vloguri,
Nu uitați acolo să le lăsați în comentarii, pentru că, după cum bine știți, citesc toate comentariile și vă dau și o inimioară acolo, pentru că așa mi se pare corect, ca să știți și voi că v-am citit comentariul. Ce să vă zic, să aveți grijă de voi, toate cele bune, pa, pa!